Bine v-am găsit la știri. În județul Alba, prezența la vot a fost de peste 60%, a anunțat la închiderea urnelor biroul electoral județean. Comparativ cu alegerile locale din 2008, s-a înregistrat o creștere de peste 8%. 6 din 10 conjudețeni s-au prezentat ieri la secțiile de votare pentru a-și exprima opțiunea. Conform biroului electoral județean, procentul prezenței la vot a fost de 60,9%. Din acest punct de vedere, județul nostru se situează pe locul 12, la nivel național, media pe țară fiind de 56,39%. Biroul electoral județean a centralizat până la ora 14 buletinele de vot din 217 secții de votare, adică puțin peste 50% din totalul acestora, știut fiind faptul că la nivelul județului nostru au fost deschise 431 secții de votare. Potrivit primului buletin informativ, având ca azimut ora 10, PDL conduce la nivel de Consiliu Județean cu 47,13%, urmat de USL cu 36,97% și PPDD cu 7,30%. La nivel de președinte al Legislativului de Alba, pe primul loc se situează Ion Dumitrel cu 47,54%, secondat de Teodora Tanasiu cu 38,3% și Ion Marincaș cu 8,5%. În privința consiliilor locale, conduce USL cu 38,55%, pe locul 2 se situează PDL cu 37,44%, iar pe 3 PPDD cu 8,2%. În sfârșit, în privința mandatelor de primari, PDL a înregistrat după această parțială numărătoare 44,40% din sufragii, USL 42,12%, iar PPDD 5,18%. Copreședintele USL Alba, Teodora Tanasiu, nu este mulțumit de rezultatul alegerilor și recunoaște că PDL are în județul nostru una din cele mai puternice organizații de partid. Pe de altă parte, spune că Uniunea Social-Liberală a câștigat 7 din cele 11 localități urbane din Alba. Liderul liberal s-a arătat afectat de scorul urnelor. Toți suntem unul dintre județele în care Partidul Democrat Liberal are cele mai tari filiale ale sale. Totdeauna au ieșit pe primele două locuri la alegeri. Am pierdut primăria la un scor strâns. Să vedem Consiliul Județean. Potrivit lui Teodora Tanasiu, Uniunea Social-Liberală și-ar fi adjudecat primăriile din Aiud, Sebeș, Cugir, Baia de Arieș, Câmpeni, Abrud și Teiuș, dar le-ar fi pierdut pe cele din Alba Iulia, Blaj, Zladna și Ogna Mureș. Lucru bun este că am câștigat 7 orașe din 11, deci practic am inversat scorul care era până acum, în care PDL-ul avea 7 primării urbane și noi 4. Concluzionând, liberalul a declarat că scorul USL nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. 817 cărți de identitate au fost eliberate în preajma alegerilor locale din Alba. Doar în cursul zilei de ieri au fost ridicate de proprietari 520 de buletine. În același timp, 268 de cărți de identitate au rămas și acum la evidența persoanelor Alba. La Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba a fost stabilit weekendul trecut un program prelungit cu publicul în vederea eliberării actelor de identitate necesare cetățenilor cu drept de vot. Sâmbătă, în intervalul 8-16, și-au ridicat buletinele 297 de persoane, din care 52 domiciliate în Alba Iulia. Duminică s-a înregistrat o creștere a numărului celor care s-au prezentat la evidența persoanelor pentru a-și ridica buletinul. Astfel, în intervalul 8-21, 520 de persoane au intrat în posesia actelor de identitate și au putut vota. Dintre acestea, 154 sunt cu domiciliul în Alba Iulia. De cealaltă parte, 268 de persoane nu s-au prezentat încă la ghișee pentru a-și ridica buletinele. Directorul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor, Lucian Barboș, îi sfătuiește pe toți locuitorii județului să își verifice periodic actele pentru a le putea reînnoi din vreme în cazul în care sunt pe punctul de a expira. Ziua cea mare a alegerilor locale a fost plină de gafe și incidente care mai de care mai picante în toată țara. Dacă până acum ne-am obișnuit cu persoane decedate prezente la vot, câmpia Turzii ne-a demonstrat că în România putem avea și un potențial primar trecut la cele veșnice.
Incidentele amuzante s-au ținut lanț în toată țara în ziua alegerilor. Am avut parte de candidatul ales în proporție de 100%, dat fiind faptul că a fost unicul candidat, dar și 100% prezentă la vot într-un sat cu un singur locuitor. Primul caz s-a înregistrat în localitatea Mihăileni, județul Sibiu, iar al doilea în satul Bădila din județul Argeș. La Cluj-Napoca a fost scăpată ștampila de vot în urna pentru buletinele de vot. Ștampila buclucașă a rămas în urnă până la închiderea secției. Ca de obicei, au fost incluși printre cetățenii cu drept de vot și cei care au trecut la cele veșnice. De exemplu, tot la Cluj, la una din secții, figura pe liste o femeie care a încetat din viață în urmă cu 20 de ani. De departe, însă, cea mai macabră situație a fost cea de la Câmpia Turzii, unde cetățenii au avut și posibilitatea de a vota un candidat decedat. Fostul primar PDL, Ioan Vasinca, nu a mai apucat ziua alegerilor, deoarece a murit în timpul campaniei electorale. Autorii legii n-au prevăzut această situație în care un candidat înregistrat la biroul electoral trece în neființă, așa că democratii liberalilor din Câmpia nu le-a rămas decât să le recomande simpatizanților să voteze cu decedatul. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Județul Alba nu a fost lipsit de incidente în ziua votului. Numărul acestora a fost destul de redus. Doar 4 astfel de evenimente au fost înregistrate la secțiile de votare din județul nostru, însă procesul electoral nu a fost afectat în vreun fel. Până la ora 20, în județul Alba au fost constatate 4 incidente electorale în care au fost efectuate cercetări. În urma intervenției angajaților Ministerului Administrației și Internelor au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale și au fost efectuate actele premergătoare cercetării într-un dosar penal. În ziua de 10 iunie 2012, în timpul în care s-a desfășurat scrutinul electoral, au fost constatate 4 incidente electorale în care au fost efectuate cercetări de către polițiști. Primul incident înregistrat a avut loc la Valea Lungă, unde o femeie în vârstă de 65 de ani, după ce și-a exercitat dreptul la vot, a băgat ștampila în suportul de ochelari și a plecat acasă. A pus ștampila de vot în tocul ochelarilor săi și s-a deplasat la domiciliu. În acest caz nu a fost prejudiciat procesul electoral și de asemenea s-a stabilit că fapta femeii a fost săvârșită fără intenție. În jurul orei 15 în localitatea Acmariu, un cetățean a sesizat faptul că în timp ce se deplasa pe strada principală, doi bărbați l-au abordat și i-au sugerat să voteze cu candidații unei anumite formațiuni politice. Cei doi s-au ales cu câte o amendă în valoare de 2000 de lei. Un cetățean a sesizat faptul că în timp ce se deplasa pe strada principală din Acmariu, doi bărbați l-au abordat și au sugerat să voteze cu candidații unei anumite formațiuni politice. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, cei doi au fost sancționați contravențional cu câte o amendă în valoare de 2000 de lei. Barmanul unui local public din Sladna, situat la aproximativ 50 de metri de localul unei secții de votare, a fost sancționat contravențional cu avertisment scris deoarece a servit clienții cu băuturi alcoolice. L-au sancționat pe barmanul unui local public din Sladna, local public situat la aproximativ 50 de metri de locul secției de votare, pentru că servea băuturi alcoolice clienților, încălcând astfel prevederile legale. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Câmpeni, unde la secția de votare numărul 2 din comuna Vidrea, satul Goiești, au fost depuse cereri false de solicitare a unei mobile. Din primele cercetări efectuate a rezultat că la această secție de votare au fost depuse 8 cereri, iar 6 dintre acestea nu au fost însușite de către persoanele pe numele cărora au fost întocmite. În urma investigațiilor efectuate a fost identificată și principala suspectă de comiterea acestei infracțiuni. Este vorba de o femeie de 43 de ani din comuna Vidra, față de care au fost întocmite actele premergătoare cercetării sub aspectul comiterii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În municipiul Alba Iulia nu au fost incidente grave, procesul electoral desfășurându-se în norme legale și pașnice. Mircea Hava, actualul primar al municipiului Alba Iulia, a votat ieri dimineață la ora 10 și 30 de minute. Alături de soția sa, edilul s-a prezentat la secția numărul 22, aflată la școala Mihai Eminescu, de pe strada Toporașilor. După votul exercitat de Ion Dumitrel, actualul președinte al Consiliului Județean, la aceea secție de votare și-a făcut apariția și edilul orașului Mircea Hava. Nu foarte matinal, actualul primar și-a exercitat dreptul la vot în speranța unei viitoare funcții în fruntea orașului.
gândurile unui cetățean normal, cu gândul pentru Alba Iulia, cu gândul pentru continuitate, cu gândul pentru ce s-a făcut în Alba Iulia, pentru ce se poate în Alba Iulia. Deci cu gândurile unui om normal pentru Alba Iulia normală. Sperați într-un nou moment? Da. Nu sper, sunt sigur. Pentru ce ați votat, nu pentru cine ați votat? V-am spus pentru ce am votat, pentru Alba Iulia. Pentru Alba Iulia normală, pentru Alba Iulia care să continue, pentru Alba Iulia care să se dezvolte, pentru Alba Iulia cunoscută nu numai de 1 decembrie, pentru Alba Iulia cunoscută în Europa și în toată lumea. Lucruri care deja s-au întâmplat, dar vreau să le duc mai departe. Pentru județ? Pentru județ care are aceeași pași și face același lucru ce a făcut Alba Iulia. Pentru asta am votat și pentru județ. Pentru că facem parte din județ, suntem împreună cu județul și împreună am construit foarte, foarte multe lucruri bune. În ciuda problemelor din timpul campaniei electorale, edilul pare încrezător în concetățenii săi, pe care i-a condus începând din 1996. Politicienii din Alba s-au prezentat la vot încă de la primele ore. Președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel, a mers ieri dimineață la secția amenajată la școala Mihai Eminescu pentru a-și exprima opțiunea. Extrem de punctual, Ion Dumitrel s-a prezentat la ora 8 la secția de votare la care este arondat pentru a-și exprima opțiunea în ceea ce privește primarul municipiului Alba Iulia, președintele Consiliului Județean și consilierii locali și județeni. Să rămân la bună dimineața. Foarte punctual la vot în dimineața aceasta? Întotdeauna. Punctual. Cum ați votat? Nu vă spun. Cum credeți că va decurge ziua de astăzi? Sper ca și campania electorală, din punctul meu de vedere. În ceea ce privește Consiliul Județean, a fost una decentă. Dumitrel a ieșit optimist la urne. Votul, așa cum a fost totdeauna Alba Iulia, într-o lume civilizată și în județul Alba, nu să fie probleme, să convins. Fiecare om știe ce are de făcut, partidele politice sunt responsabile și sunt convins că, din punctul acesta de vedere, nu o să fie probleme. Ce vă așteptați de la votul de azi? Să câștig și voi câștiga, eu și echipa mea. Desperați la un nou mandat, sunt de foarte optimist. Nu, voi avea un nou mandat pentru că mandatul ți-l dă oameni pentru ce ai făcut. Președinte, pentru ce ați votat, nu pentru cine ați votat? Pentru continuarea unor proiecte minunate ale Consiliului Județean Alba și ale primăriei Alba Iulia. Tot la secția de la școala Mihai Eminescu a fost așteptat să voteze și actualul primar al municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. Candidatul USL la președinția Consiliului Județean Alba, Teodor Atanasiu, a votat ieri la secția de la grădinița numărul 9. Președintele PNL Alba a fost însoțit la urne de fiica și soția sa. Reprezentantul opoziției pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba, Teodor Atanasiu, s-a prezentat la urne la ora 11. În primul rând, cu ce gânduri la vot astăzi? Am venit la vot cu gândul schimbării pentru un oraș mai bun și pentru un județ mai bun și aș vrea să fac un îndemn, având în vedere că cei care au făcut legea au făcut-o în așa fel încât să avem un singur tur de scrutin pentru a putea da legitimitatea aleșilor locali. Invit pe toți să vină la vot, să avem un număr mare de voturi, astfel încât aleșii să aibă și legitimitate, deși legea este strâmbă. Ieșind de la urne, Atanasiu a declarat că a votat pentru schimbare. Am spus la început, am votat pentru schimbare, pentru un oraș mai bun și un județ mai sănătos. Candidatul USL a mers la vot împreună cu soția și fiica sa. Fostul prefect de Alba, Ștefan Bardan, a votat ieri la secția numărul 43 de la școala din Micești. Bardan a venit la vot la ora 9 însoțit de soția sa. Actualul prefect Dan Coriolan Simedru a votat în jurul orei 11 la secția amenajată în incinta bazinului olimpic. Fostul prefect al județului Alba, Ștefan Bardan, a votat în această dimineață la ora 9 la secția de votare amenajată în sala de sport la școala din Micești. Bardan a mers la vot împreună cu soția sa. Am venit la vot, ca așa trebuie, și
le cer tuturor cetățenilor să vină la vot, este important să votezi. Pentru că este o opțiune și este opțiunea fiecăruia până la urmă și o opțiune pentru viitor. Fostul prefect își dorește prosperitate în județ. Pentru Alba Iulia, pentru județ, pentru ca să se continue ceea ce vedem că se face și în județ și în Alba Iulia. Avem un județ frumos, avem un oraș frumos și lucrurile trebuie duse mai departe. Prefectul de Alba s-a prezentat la urne la ora 11. Am votat cu responsabilitate pentru că județul nostru și orașul reședință de județ trebuie să fie conduse de oameni responsabili și pentru că mă gândesc la un viitor mai bun pentru noi toți. Împreună cu soția, Dan Coriolan Simedru a votat la secția numărul 27 din incinta bazinului olimpic. Rămâne totuși de văzut care vor fi rezultatele alegerilor. Scandal electoral la Zlatna. La biroul de circumscripție au ajuns două contestații. Una semnată de actualul primar Silviu Ponoran, iar cealaltă de candidatul USL la primăria Zlatna, Emil Nistor. Silviu Ponoran a reclamat faptul că reprezentantul USL ar fi încercat să influențeze electoratul. În contestația sa, actualul primar al Zlatnei sesiza faptul că tatăl candidatului USL s-ar fi aflat în mai multe secții de votare, încercând astfel să influențeze cursul votului. Este vorba de contestația domnului Silviu Ponoran, primarul actual al orașului Zlatna, prin care ne sesizează faptul că tatăl candidatului la funcția de primar din partea USL-ului frecventează foarte des secțiile de votare și intră în incinta secțiilor de votare. Telefonic am luat legătura cu membrii biroului și președinții secțiilor de votare. Doar la două secții ne-au confirmat că s-a aflat în secție, respectiv la secția 5, Izvorul Ampoiului, unde a staționat pe holul clădirii, iar după ce i s-a atras atenția de către președinta secției de votare, a părăsit imobilul, deplasându-se la o distanță de câțiva 200-300 de metri, de unde mai departe a fost solicitat să părăsească. A părăsit la secția 10 Pirita, ne-a confirmat faptul că fratele domnului Nistor a intrat câteva minute în secție, după care a plecat. La biroul electoral de circumscripție a izbunit o adevărată dispută pe această temă. Colaborare și asta permanent în secție. Vă rog frumos să mă lăsați să-mi expun punctul de vedere la răspunsurile pe care mi-au fost solicitate. Replica celor de la USL nu s-a lăsat așteptată. Ca și membru reprezentat al USL-ului în circumscripția numărul 11 Zlatna, în urma contestației actualului primar Silviu Ponoran, am constatat că tatăl Nistor Emanuel, discutând cu președinții secțiilor de votare, nu a fost prezent decât la secția 5 Izvorul Ampoiului și nu a făcut presiuni asupra persoanelor care au venit la vot. Candidatul USL a depus la rândul său o contestație reclamând șifonarea imaginii. Acum lucrez la răspunsul scris către domnul Nistor, în care arăt exact ce ne-a comunicat fiecare președinte de secție, urmând ca în cea de-a doua contestație să solicit domnului Nistor Emanuel precizări concrete ce imagini s-au dus, dacă este de competența de soluționare a biroului de circumscripție sau organelor de cercetare penală. Bătălia pentru primăria Zlatna este extrem de aprigă între reprezentanții PDL pe de o parte și USL de cealaltă parte. Copreședintele USL Alba, Teodor Atanasiu, a reclamat la biroul electoral județean o presupusă fraudă electorală petrecută pe raza comunei Cergău. O altă reclamație de acest gen a venit din Fărău, de la unul din candidații la primăria locală. Potrivit reclamației liberalului la circumscripția electorală 22 din Cergău, s-au depus 50 de solicitări pentru deplasarea unei mobile, o mare parte din ele cu formulare identică. De asemenea, Teodor Atanasiu reclamă că un cetățean a vrut să voteze, dar nu ar fi fost lăsat, întrucât avea depusă solicitare pentru deplasarea unei mobile, cerere pe care respectivul a negat că ar fi făcut-o el. Ion Chiorian, candidat la primăria Fărău, susține reclamația sa că la nici 100 de metri de secția de votare numărul 1 din localitate s-ar afla un banner cu candidații PDL. De asemenea, a afirmat că președintele secției de votare în cauză ar fi intrat cu mai multe persoane în cabina de vot, influențându-le astfel opțiunea. Indiferent de vârstă, cei tineri, dar și cei mai în vârstă s-au prezentat ieri la secțiile de votare pentru a-și exercita acest drept. Chiar dacă unii au uitat deja numărul prezenței la vot, cei mai tineri nu vor uita cu siguranță când au votat pentru prima dată.
În această zi, toți cei care doresc să-și exercite dreptul la vot s-au prezentat la secțiile de votare pentru a-și exprima opțiunea. O experiență inedită a fost prezența la vot a tinerilor care au împlinit de curând 18 ani. Este pentru prima dată, presupun, când ai dreptul să votezi. Cum ți s-a părut această experiență? E emoționantă, normal, pentru prima oară și sunt entuziasmată. Ai urmărit întreaga campanie, ți s-a părut un lucru normal să vii, să intri într-o societate exprimându-ți votul? Bineînțeles, e normal ca fiecare cetățean să-și exprime votul, pentru că, clar, în comunism nimeni nu și-a putut exprima opinia și acum e un lucru bun că e normal ca fiecare cetățean să meargă la vot. În ciuda problemelor de sănătate, nici cei în vârstă nu s-au lăsat mai prejos și s-au prezentat la vot încă de dimineață. Ați venit astăzi să votați, da. Cu ce gânduri? Pe cu gândul să fie mai bine. Și ceea ce n-a făcut, să facă. Ați fost întotdeauna la vot atunci când ați avut dreptul să vă exercitați opțiunile? Da. Întotdeauna. Și eu și soția. Ce vârstă aveți? 76. Mulți înainte, oare vă amintiți așa cam de câte ori ați fost la vot în decursul anilor? Nu mai rețin. Dar păi am pe buletin ștampila și am și pe înlocuitorul de buletin. Sunt destule. Dacă vă interesează, pot să vă arăt. Chiar vă rog. Însoțiți de cei dragi sau individual, albaiulienii s-au prezentat încă de dimineață la secțiile de vot. Astfel, după ce și-au făcut datoria de cetățenii acestui oraș, cei mai mulți dintre concetățenii au preferat să-și petreacă duminica la iarbă verde. Și în zona montană a județului, prezența la vot a fost satisfăcătoare în duminica alegerilor. Potrivit președinților secțiilor de votare, în Zlatna și în Feneș, oamenii s-au prezentat la vot constant pe tot parcursul zilei. La secțiile de votare din Zlatna, prezența la vot a fost mai consecventă la primele orele dimineții. Votul a decurs fără probleme, nu au existat incidente care să pună, eu știu, în umbră procesul de votare. Deci, până în momentul de față a fost ok. În ceea ce privește prezența la vot, în prima parte a zilei, în a doua parte a zilei, cum a fost? Prezența la vot, pot să zic că a fost bună. Față de alți ani, eu zic că lumea, spiritul civic a ieșit la suprafață și oamenii s-au prezentat într-un număr acceptabil până în momentul de față. În jurul orei 4, puțini au mai fost cei care au trecut pragul secțiilor de votare din Zlatna. Ați venit la vot astăzi, să ne spuneți cu ce gânduri? Cu gânduri bune. Suntem bucuroși că avem, prin jertfa eroilor din decembrie 1989, avem această șansă care n-am avut-o acum 20 ceva de ani. Și cu ajutorul Dumnezeu sperăm să fie bine. Să fie bine, mai bine. Pentru oraș. Locuri de muncă și asta. Ce ar trebui să se mai facă în Zlatna? Păi, în primul rând, ceva locuri de muncă. Să ne ajute Dumnezeu să fie bine. Cum ați votat? Ce doriți pentru Zlatna? Un viitor bun! De cealaltă parte, în comuna Feneș, prezența la vot a fost constantă pe tot parcursul zilei. Au fost așteptați la urne aproximativ 750 locuitori cu drept de vot. Ce credeți că ar trebui să se mai facă aici? Deschidă ceva de muncă pentru tineret. Și pentru Feneș? Și pentru Feneș. De o schimbare mai în bine, nu? Toată lumea așa speră. Ce vă doriți pentru Feneș? Ar fi multe. Potrivit președintelui secției de votare în Feneș, nu au fost semnalate incidente electorale. Aproape 2900 de elevi intră astăzi și mâine în febra examenelor de bacalaureat, care începe cu proba orală la limba și literatura română. În Alba s-au înscris pentru examenul de maturitate peste 3500 de elevi din seriile curente și anterioare, însă nu toți vor susține proba orală la limba română.
Bacalaureatul din acest an iese din tiparul examenelor matinale. Elevii vor intra la proba orală la limba română la ora 12, cu 3 ore mai târziu față de serile trecute, din cauza desfășurării alegerilor locale. În județul Alba au fost așteptați să se înscrie pentru susținerea examenului de maturitate aproximativ 4.500 de absolvenți, însă numărul lor a fost mai redus. Avem un număr de 3.533 de elevi înscriși la bacalaureat, în seria curentă 2.892 de candidați, reprezentând 81,86%, iar din seriile anterioare 641 de candidați, reprezentând 18,14%. Anul acesta s-au înscris la sesiunea din iunie-iulie mai puțin, cu aproximativ 13% față de anul trecut, deși era de așteptat ca rezultatul dezastros din 2011 să aducă un plus de candidați. Susținerea probelor orale se va aprecia cu respins și admis ca și până acum, însă există o singură modificare față de anul trecut. Este o diferență comparativ cu anul anterior, avem camere și la probele orale. În fiecare sală de clasă unde se va desfășura competențele, vor fi camere. Probele orale durează până pe 27 iunie, când vor fi evaluate competențele lingvistice într-o limbă străină. Urmează apoi probele scrise în perioada 2-6 iulie. Elevii vor răsufla ușurați abia după afișarea rezultatelor finale pe 13 iulie. Agenția Națională de Transplant ar putea autoriza alocarea în rețeaua internațională de transplant a unor organe, țesuturi sau celule umane dacă în România nu există niciun primitor compatibil cu donatorul. Acest lucru va fi posibil dacă proiectul va fi adoptat. Proiectul supus dezbaterii publice de Ministerul Sănătății se referă și la organizarea și efectuarea prelevării transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană, modificările vizând armonizarea legislației naționale cu cea europeană. Astfel, în condițiile în care pe teritoriul național nu există niciun primitor compatibil cu organele, țesuturile și celulele de origine umană disponibile, acestea pot fi alocate în rețeaua internațională de transplant pe baza unei autorizații speciale emise de Agenția Națională de Transplant. Cheltuielile legate de prelevare, precum și cele legate de coordonarea de transplant, se pot deconta din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și de la bugetul de stat pentru pacienții incluși în Programul Național de Transplant, din contribuția personală a pacientului sau din sistemul de asigurări voluntare de sănătate, precum și din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice. Proiectul postat pe site-ul Ministerului Sănătății se află în dezbatere publică până la 18 iunie. Inspectoratul de Jandarmi Alba recrutează candidați pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ce formează personal pentru Ministerul Administrației și Internelor. Jandarmeriei Românei au fost aprobate 157 locuri, atât în învățământul superior de specialitate, cât și în școlile de subofițeri jandarmi. Pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, înscrierea candidaților se face până pe 22 iunie, urmând completarea dosarelor și testarea psihologică programată între 25 iunie și 4 iulie. Pentru Școala Militară de Subofițeri Jandarm Grigore Alexandru Ghica Drăgășani, Școala Militară de Subofițeri Jandarm Fălticeni, înscrierile se fac până în 10 august. Jandarmerie României au fost aprobate un număr de 157 de locuri. 45 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, dintre care 40 pentru bărbați, 3 pentru femei și 2 pentru minorități. De asemenea, unitățile de învățământ care formează subofițerii, respectiv Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica de la Drăgășani și cea de la Fălticeni, au alocat un total de 106 locuri, dintre care 6 pentru SPP, 90 pentru bărbați și 10 pentru femei. În același timp se recrutează candidați pentru Academia Forțelor Aeriene Herincoandă Brașov, Academia Tehnică Militară București și Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu, data limită de înscriere fiind 22 iunie. Nu vreau să insist asupra condițiilor legale, ci doar asupra criteriilor specifice și aduc în atenția candidaților faptul că trebuie să aibă vârsta de 27 de ani împlinită în anul participării la concurs, să fie obținut la purtare în perioada studiilor liceale media generală de minimum 8, să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare și să aibă înălțimea de minimum 1,70 bărbații și 1,65 femeilor.
Informații suplimentare se găsesc și pe site-ul www.jandarmeriealba.ro. Cererile de înscriere se primesc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Alba, situat în Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 18, de luni până vineri, în intervalul 8-16. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@alba.tv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Cu ocazia organizării finale Cupei României Faza pe județ, oficiale din cadrul AJF Alba au ales să încheie întreg sezonul competițional la Blaj. Astfel au fost premiate echipele de pe podium din ligile 4 și 5, respectiv echipele care au avut cei mai cuminți suporteri și jucători ieșiți golgheteri. Fotbalul a fost pe primul loc la acest eveniment pentru toate vârstele. Campioana ligii a patra a fost Europa Alba Iulia, care s-a calificat la barajul pentru accederea în cea de-a treia ligă. Echipa a fost urmată de CSO Cugir și Sportul Sebeș. Viitorul Unirea a luat trofeul Fair Play. În Liga a cincea, cea mai aplaudată echipă a fost Arena Alba Iulia, care a încheiat sezonul doar cu victorii, reușind să câștige și finala Cupei României. Nici femeile nu au fost neglijate la această sărbătoare, fetele de la Navobi jucând un meci pentru cei prezenți. La premiere au asistat și echipele de copii și juniori, unde pe locul întâi în campionatul speranțelor a fost Viitorul Abrud, care a avut și ea un parcurs greu de egalat cu victorii pe linie. Punctul culminant al zilei a fost finala Cupei României, câștigată de Arena Alba Iulia la penaltiuri. Cu ocazia evenimentului organizat la Blaj, multă lume a fost prezentă pe stadionul din municipiu. Printre aceștia am găsit și oameni care și-au spus cuvântul în fotbalul românesc, dar și în cel din județ. Chiar dacă vin din postura de președinți sau jucători, vedetele au fost foarte amabile și nu au refuzat discuția cu echipa Alba TV. Prima vedetă abordată a fost Gabriel Rotaru, fost fotbalist al Stelei, cu care a evoluat în Champions League. Jucătorul în vârstă de 41 de ani a evoluat și pentru Unirea Alba Iulia, echipă pe care a și antrenat-o acum două sezoane. În prezent, goalkeeperul evoluează la Europa Alba Iulia și spune că nu este tentat să pună ghetele în cui. Deocamdată pot. N-am probleme, mă simt bine, chiar îmi place, m-am obișnuit cu băieții, cu atmosfera la echipă, sunt băieți extraordinari și asta mă motivează și mai mult și îmi dă forță, cum să zic. În timp ce urmăream cu interes jocul de fotbal din finala Cupei României, l-am zărit în tribune pe fostul unirist, actualmente jucător la Voința Sibiu, Daniel Tătar. Acesta ne-a declarat că Blajul va rămâne mereu casa lui. Sunt în vacanță, aici este orașul meu natal, aici m-am născut, aici am crescut pe acest stadion și am venit să văd și eu acest meci dintre Arena Alba Iulia și performanța Alba Iulia. Ce ți inspiră acest teren când calci din nou pe el, bine, în tribune de această dată? Aici am învățat tot, aici am trei clipe frumoase, atât la copii cât și începând să joc fotbal la senior și tuturor de aici le mulțumesc pentru tot ce au făcut ei pentru mine și sper să se bucure când mă văd unde am ajuns. Cum nu putea lipsi de la acest ceremonial al fotbalului, președintele Asociației Județene de Fotbal, Sorin Corpodean, s-a declarat mulțumit de activitate. O zi grea, dar suntem obișnuiți cu astfel de provocări și chiar ne place să organizăm o zi mai complexă, ca să zic așa. Încheiată cu adrenalină, cu un meci ca și anul trecut, deci o finală decisă la loviturile de departajare, la fel cum am avut anul trecut meciul câștigat de Europa la lovituri de departajare în finala Cupei Județene. Astăzi Arena Alba Iulia, care pe lângă victoriile pe linie din campionat a reușit un parcurs extraordinar și în cupă și a încununat, cum s-ar spune, câștigarea și acestui trofeu.
Chiar dacă în finala cupei s-au înfruntat echipe de Liga a 4-a și a 5-a, din brigada de arbitri care a oficializat meciul a făcut parte arbitrul asistent de Liga 1, Alba Iulianul Alexandru Vodă. Pentru a urmări integral declarațiile oamenilor importanți din fotbalul Alba Iulian și românesc, nu ratați de seară emisiunea Săptămâna Sportivă. Steliștii s-au reunit astăzi la baza sportivă din Ghencea după scurta vacanță pe care au avut-o. Jucătorii echipei roșialbastre efectuează primul antrenament sub comanda noului antrenor, Laurențiu Regenkampf. De la reunire au lipsit jucătorii care au fost convocați la națională, care mai au timp de bronz până în 20 iunie. Steliștii au făcut primul antrenament la ora 10. Din lotul echipei nu au lipsit noile achiziții Dumitraș, Pintili, Filip și Rocea. Mai este așteptat și Wesley, pe care Gigi Becali și Laurențiu Regenkampf îl văd ca noul număr 10 din Ghencea. Aceștia speră ca în jurul brazilianului să crească și junior precum Stan. Au lipsit la reunirea accidentații Stelei, Prepeliță și Machado. Joi, steliștii vor efectua vizita medicală, urmând ca în 20 iunie să plece în cantonament, cel mai probabil în Antalya. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV și nu uitați de la ora 20:30 de minute emisiunea Săptămâna Sportivă. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Valorile termice au marcat o ușoară scădere încă de ieri, însă vestea bună e că am ieșit de sub avertizarea cod galben. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 32 de grade, iar cele minime între 12 și 20 de grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 23 de grade la Alba Iulia, 22 de grade la Sebeș, 21 de grade la Aiud, 20 de grade la Blaj și 19 grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții scade și regimul termic, astfel încât vor fi 18 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 17 grade la Aiud și Blaj și 14 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vremea va fi călduroasă, dar și ușor instabilă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare și vor mai fi posibile pe arii restrânse averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 24 și 33 de grade, iar cele minime între 12 și 21 de grade Celsius. În aceeași ordine de idei aproximă mercurul din termometre, situându-se mâine în jurul a 31 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 30 de grade la Aiud și Blaj și 28 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Poi mâine vremea va fi ceva mai călduroasă, însă se va menține și ușor instabilă în majoritatea regiunilor, în special ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 25 și 34 de grade, iar cele minime între 11 și 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți parte de o seară cât se poate de frumoasă. La revedere!